Elisabeta Vasile, Gigi Vasile și invitatul nostru special. Bine v-am găsit și la mulți ani, mă bucur din suflet că sunt alături de voi și de gorjeni și de iubitorii de folclor. La mulți ani, dragi prieteni, la mulți ani, dragi telespectatori, suntem la prima ediție pe Tale de Cântec pe anul 2015. Să fie de bun augur și n-am început numai așa, numai ai, noi amândoi, ca porumbei, așa cum zici tu, Ioane. Nu, am vrut să fie și fratele nostru Ion, pentru că o să fie ziua lui peste două zile, nu? Da. Va fi Sfântul Ion și am zis să sărbătorim așa cum se cuvine, da? Liber. Mi-a făcut o surpriză și mulțumesc din suflet. Mai știi numărul de telefon? 0353568913 vă stă la dispoziție pentru a face dedicații celor dragi. Cum să spui că Betty nu știe? Cu Ion Drăgan. Cu Ion Drăgan și pare, mi se că are voie să cânte și niște duete cu mine în seara asta, nu? E voie, îmi dă voie. Să vedem dacă ne dau voie, da? Șefii, avem voie, avem. Salutăm și regia pe domnul Dan Norocea și pe domnul Petre și pe doamna Aura. Mi-a promis că o să vină la mine la Târgu Jiu. Vine la Bălești, așa mi-a zis, că vine la o sarmă. Telefon? Da, de sarma, trecem pe la el, de Sfântul Ion. Da, de Sfântul Ion, ne vedem cu toții la Bălești, acolo, la Ion Drăgan acasă. Și frate, mă, te salută și a zis că te așteaptă la... Tu știi, salutăm tu. Pe domnul Drăgan, Ovidiu, și de-abia aștept să dea cafeaua aia. Da, Drăgane? Ovidiu. Ovidiu. Luăm primul telefon pe anul 2015. Să vedem cine-i norocosul, cine-i norocoasa. Eu zic că e o doamnă. Alo, bună seara. A înghițit, doamna. Alo, bună seara, la mulți ani. Cine să fie? La mulți ani. Doamna Manții, nici nu se putea să fie la altcineva. La mulți ani, domnul Gigi, pentru Sfântul Vasile, la mulți ani. La mulți ani, doamna Betty. Noi vă mulțumim, am primit foarte multe urări pentru Sfântul Vasile. Nu este prenumele de Vasile, este numele, dar nu contează. A mers bine. Sunt binevenite. La mulți ani, domnul Ion Drăgan. Să rămână mult. Pentru ziua de poi mâine. Să rămână din suflet. La mulți ani și la regie, doamna Aura, o salut. Și aș dori și astă seară să fie toată mapa muzicală. Toate melodiile de astăzi, interpretate de colegul nostru, de prietenul nostru Ion Drăgan. Am o fotografie aici la lui domnul Ion Drăgan de la botezul nepotului cu domnul Gelu Voicu. Erau și ei mai mici atunci. Cu mai mama mici. Lui domnul Ion Drăgan. Aha. Să-i o păstrați și să-i o dați acolo. Chiar aș vrea să-mi o dați, vă rog. Îl aduc pe Ion într-o zi la noastră să-i dați să poată ceva bun. Mâine sunt de servici, domnul Ion Drăgan. Da? Da, doamna Manții lucrează la autoservire foarte, foarte primitoare acolo, cu mâncare bună. Venim. Să terminăm ce am tăiat acum de Crăciun, să terminăm mâncarea. Că Ion ne cheamă să ne dea de Sfântul Ion sarmale de la Crăciun. Da, de la Crăciun de anul ăsta. Vă spun eu. Da, și vreau să dedic toată mapa, toate melodiile din această seară pentru toți prietenii mei, pentru mama mea de la Capul Dealu, pentru sora mea Violeta Tufagiu de la Capul Dealu, care pe 7 ianuarie este ziua ei de naștere. La mulți ani. Pentru cumnatul meu, care îl cheamă Ion, și le spun prin intermediul dumneavoastră la mulți ani. Pentru fratele meu, Costel din Germania, pentru băiatul meu din Anglia, pentru nora mea. Este un... Sunt foarte mulți prieteni, îmi pare rău că nu pot să enumăr pe toți, dar le spun așa mai, pentru doamna Tudorița Teo Pop, care îi spun la mulți ani. Popa, Teo Popa. La mulți ani. Chiar mâine se fac 2 ani de bobotează, am fost noi, Ioane, prima oară la Tudorița, acum vreo 2 ani. Și a făcut mulți ani de căsnicie, doamna Tudorița. Da. Îi spun eu că 23 de ani de căsnicie. 23, da. Sau 33. Eu am înțeles că mai mulți, nu mai știu, nu vreau să fac. 32, vă zic eu că mai are un majorat până la 50. 33 de ani. Nimic, ar să fie. Doamne ajută, la cât mai mulți. Cât mulți ani de acum încolo să fie sănătoși și fericiți. Pentru Marci Butică,
pentru Bianca, pentru Neanicu Fota, pentru Tatiana de la Bucureasa, pentru toți Mariana prietenii de pe Tecianu, Facebook, așa, într-un pentru cuvânt. Pentru toți prietenii mei de pe Facebook, pentru Mari Polina. Și da. Și Neanicu Fota, nu vreau să-l uit. Și pentru dumneavoastră, pentru mulțumim. Locuitorii comunei Lelești, pentru Lori Marcoci la Bălești. O salutăm, da. Am cunoscut-o personal, e o drăguță. Da. Și Loredana, prietena dumneavoastră, Loredana. Mai de mult. Da. Și pentru locuitorii de la capul dealului. Și pentru Mirela. Mulțumim, doamna Manții. Mulțumim frumos, doamna Manții. Și pentru doamna Tori de la Drăguțești. Așa, așa. Romanești, Drăguțești, da, și Tori. Și pentru fetele mele de la autoservirea Sofia, care azi începură munca. Le salut. Da, 32 să muncească cu drag și spor pe 2015, să ne facă mâncărică bună. Vă salută bună. Și doamna Tudorița este pe recepție, 32 de ani de la căsătorie, 32 am ghicit. 32 de ani. Că știam că mai are un majorat până la 50, până la nuta de aur. Mulți înainte și sănătoși să fie fericit. Vă pupăm, fericit. Vă mulțumim pentru telefon, vă mai așteptăm mulțumesc și altă dată eu. Cu mare drag, doamna Manții, seară frumoasă vă dorim. Și sărbători mulțumesc. Fericite în continuare, că mai avem de petrecut, da? Uitai pe Liviu Șendroiu care îl salut. Nu, fără Liviu Șendroiu, vă rog, eu anul ăsta nu mai dau dedicații. Nu mai este prieten eu. Cu mine, am șters numărul de telefon, eu glumesc, dar vorbesc și în ghilimele, serios, am demonstrat că nu mai am numărul lui, că m-am întâlnit cu el astăzi. Zi, Liviule, sunt supărat pe tine, ți-am șters și numărul de telefon. Păi de ce? Pentru că nu vine vineri la petrecerea noastră la Revelion. O să vină cu siguranță. Nu vine, nu vine. A făcut o farsă lui Gigi. Nu vine, poate spun eu. Poate vine, cu siguranță poate vine. Liviu, cu ocazia vine. Asta, dacă zic așa din gură, poate îl enervezi și vine. Îl ambiționăm și o să vină cu siguranță, da. Și el și Mihaela. Măcar Mihaela să vină. Mai am un verișor la Motru, Ion Mihărtescu, care este ziua lui poi mâine, de nume. La mulți îl salut și-l iubesc, el știe că este pe regia, o ascultă. Da. Și pentru toți care ne cunosc, toți prietenii noștri, așa toți care doamna. Ascultă ENSAT. Numai bine! Mulțumim, doamna la revedere! La revedere! Doamna Manții de la Lelești. Domnul Ionica, nu ne-am mai văzut de mult timp, ia să mai vorbim și cu Ion, că de asta l-am chemat aici, da? De când nu ne-am mai văzut, Betty, nu ne-am mai văzut de acum două zile. De două zile, nu? Ion ne-a invitat la el acolo, la Bălești, la dar și ne-a făcut o surpriză frumoasă, ne-a dus la bal, n-a mai fost la bal de mult timp, Ioane. A jucat, n-am jucat o sârbă înainte, eu dar am jucat și bărbatul pentru tău, mine, da? Eu n-am jucat. A fost frumos, am cunoscut și câțiva prieteni care ne sună aici la ENSAT, am salutat-o și pe mama ta, n-am... Da. Asta mai avem un telefon, să vedem cine ne așteaptă la celălalt capăt al firului. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Mă numesc Claudia Brehui. Da. Bună seara! Și aș vrea și o dedicație. Cu Ion Drăgan? Da. Pentru cine să fie? Pentru nepoata mea Adelina Burada. Da. Pentru nepoata mea Georgiana Stănescu. Pentru sora mea Lili Olteanu de la Bolboș. Pentru mama mea Tuța Olaru. Pentru socrii mei, pentru copiii mei, Paul și Costi, și pentru doamna dirigintă, doamna Necșuri Angelica. Toate melodiile din această seară cu Ion Drăgan o să fie pentru dumneavoastră, doamna Claudia. Vă și mulțumesc. Pentru doamna dirigintă, pentru la mulți ani pe 2015, Necșule, vă spun. La mulți ani. Toate cele bune. Așa, Ionică, și pe unde ai cântat tu, de Revelion. Uite, chiar am fost cu șefii, da. N-am fost cu Sorcova, am fost la Bustuchin, vreau să-l salut pe domnul primar, să-i punem sănătate. La mulți ani, la mulți ani. Și-l cheamă și Ion, da? De la Bustuchin, da. Și pentru Sfântul Ion. Ce ai făcut acolo, ai cântat? Am cântat alături de colegul nostru Fuciu Nicolae, de Nina Prădescu și de Vasile Cioban. Și cine a fost acolo și a filmat? Colegii tăi, parcă, nu mai știu, șefii. Da, șefii noștri. Da, parcă, ia să vedem. Televizia ENSAT, dar nu se putea să nu filmeze acolo, păi da. Și mă văzui la televizor azi dimineața. Ați muncit cu drag și spor în seara de Revelion. Normal. Și noi la fel, și noi la fel, păi. A fost frumos, da. Vreau să salut un foarte bun prieten de la Piteș, care ne urmărește acum, George, îi spun normal, bunul meu prieten, salut. La mulți ani, George. Să fii sănătos și chiar poți să spui ceva, dacă vrei, că eu te știu, te văzui, eu. Te văzui. Da, George, dacă nu scrie la mine pe privat aici, la Gigi Ioane, Vasile și... ai mulți nepoți, înseamnă că te-au sorcovit și le-ai dat acolo de toate, spre rușinea mea, încă n-am plătit sorcova. Păi și trebuiau și ridicați la grindă. Ce, nepoți? Nepoată, un nepot. Care un nepot, e da.
Da. Pentru că spre rușinea mea și eu am uitat de chestia asta. Dar m-a iertat nepotul meu că e foarte nepotul mare. Nepotul meu mai trebuia să-l cobor de la grindă ca să-l bag. Păi da, 3 ani de zile trebuie să-l faci. A crescut mai mare decât. Da, 3 ani. Da, înseamnă moșică că am scăpat. Da. Nu mai, n-am mai fost atent dacă avem telefon regia. Încă nu, mai bine, ne lasă și mai noi cu vorba. Mai și vorbim, nu contează când există telefon. Deja avem răspunde. Un mesaj de la Bianca. Bună seara, domnul Gigi, îmi zice și mie cu un minut, două înainte să sun. Bianca, vezi ce scrii. Cum, Bianca. Vezi ce scrii, Bianca, că eu citesc tot. Trec mai departe, zice să o anunț când mai luăm telefoane. Bianca e și prietena ta pe Facebook, deci bună vezi seara, ce poate să e. Bună seara, sunt Maricica și aș vrea și o dedicație pentru soțul meu care s-a plecat, pentru băiețelul nostru David Ionuț, pentru frații mei din Aninoasa, pentru cumnatele mele și pentru noastră. Salutăm aninoșenii, un an bun, fericit, să fie din partea doamnei și pe domnul primar, domnul Ilie Pietroi. Pe domnul Ilie Pietroi, un an bun, nou, cu împliniri, fericit, să ne vedem acolo la spectacol când faceți dumneavoastră, vă salutăm cu tot cu dragul. Mult drag. Și dacă îi salutăm și pe domnul primar de la Bălești și pe toți prietenii noștri și vecinii tăi și rudele. Dacă îmi dai voie să-mi salut și o colegii de la Școala Populară de Artă, împreună cu domnii directori, domnul Alexandru Bratu și domnul director ajunt Ștefan Popescu, colegiile mele de cânte, de canto, Tesa, pe toți colegii de la Școala Populară de Artă. Liliana Ciochinu, salut eu că ne-am întâlnit de repede. Da, Cameli Argint, Cristina Boian, Alina noastră. Alina, Leu, Pleșu. Avem și elevi care vin pe la noi, pe la filmări și le mulțumim. Păi da, mă bucur din suflet că te vin și colaborează cu voi. Avem și da. Sperăm să începem, că urmează să facem filmări acum la sfârșitul lunii și vor primi telefoane de la noi, dar îi și anunțăm prin intermediul acestei emisiuni că vor avea loc filmări. Îi anunțăm exact data acolo pe Facebook. Și pe buna noastră colegă Cristina Olteanu, că ea ne urmărește, să-i spunem sănătate multă. Cristinuța, la mulți ani, și sănătate, să fii bogată. Și pe Paola Tița și colegul meu Gigi Tița, care... Cu mulți ne vom întâlni pe nouă, dragi telespectatori, când va avea loc acolo întâlnirea noastră, pentru că de Revelion am muncit și eu și tu și colegii noștri, vrem să și avem și noi Revelionul nostru pe 9 ianuarie. Dar nu numai, pentru că vor mai veni și prieteni și rude. Avem telefon, haide să vedem cine se chinuie să ne prindă, cine insistă, că ne spune și doamna Tudorița că aveți telefon. Alo? Alo, bună seara. Alba Aurelia sunt. Da, bună vă ascultăm. Seara. Bună seara. Aș vrea să dau și la mulți ani. Mulțumesc, lasă. Aș vrea și o melodie cu domnul Ion Drăgan. Da. Mai... așa, de petrecere să fie, nu știu ce să cer, a fost ziua de poate mele ieri, a făcut o frumoasă vârstă. Da. Daniela Costoiu din Peșteana, Costache din Peșteana. Da. Asta motivul, să las. Din cauza lui Ion Drăgan aveți emoții. Probabil. Sau din cauza că nu ne-am mai auzit de anul trecut. Da, am trecut în alt an și degea. Și să fie și pentru dumneavoastră. Și zic și eu încă o dată la mulți ani și tot ce-ți dorește ea. Vă auzim foarte bine, doamnă. Ne bucurăm din suflet că e semnalul bun acolo. Da. Salutăm și pe domnul Doru. Și el vă salută. Numai bine, o seară frumoasă să aveți alături mulțumim de petale de cânte ca aici. O să fie toate melodiile lui Ion Drăgan pentru... Tot ce avem cu Ion Drăgan o să dăm astă seară. Și cu tine. Pe lângă or să fie și câteva duete, da? Da, dacă nu... Da, Ion ne cântă foarte bine și live, normal, să știți. Da. Că mi-am luat instrumentul cu mine. Da. Să aveți sănătate multă și la mulți ani. La mulți ani. Da, o să pregătim două melodii pentru început cu maestru, ca să-l anunțe pe Ion. Cu Nana. Pe când m-a sunat asta de vreo 2-3 ori. Da, Nana. Așa și să vedem ce melodie avem pregătite cu Ion. Nu vă spun. Dacă este le dăm surpriză, drumul, Betty. Dacă le dăm drumul acum, le anunț. Dacă nu, mai stăm și mai vorbim. Păi cum ne spune regia, dacă... Mai vedem, mai deci până noi la mai discutăm, mai... Vreau mai... să spunem telespectatorilor și prietenilor noștri că vineri pe 9 să facem și noi o sărbătoare. Petrecem un revelion așa cu artiști, cu muzicanți și avem și locuri și pentru câțiva prieteni care se... Care până mâine la 12. Dacă mâine care până vor la ora... să ne fie alături, să ne petrecem împreună. Aici la SATV să se înscrie până mâine la ora, hai să zic 14, poate mai avem timp 2 ore să mai amânăm această... Lista. Ne sună domnul președinte Nicu Fota? Dacă ne sună domnul la Nicu, Ion, gata. Domnul Ion, cunoști pe domnul președinte Nicu Fota?
Măi, cred că-l cunosc. Ia de la Dănciulești. Vreau să-i răspunzi tu, vreau să preiei tu apelul telefonic. Vă zic bună seara, mulți ani pe anul ăsta. Sănătate multă și la mulți ani. Ne face mare plăcere la mulți ani pe 2015, domnule Nicu, familie dumneavoastră. Vreau să-i mă cunoaște, după nume, cred. Da, mi-am dat seama și v-am spus de unde sunteți. Din Dănciulești, domnule. Da, știu. Cine nu vă știe pe dumneavoastră? Doresc eu de la dumneavoastră toată melodie din seara asta să fie pentru familia mea, prietenii mei, pentru regie, pentru o nepoată de-a mea, Ana Maria, o cheamă. Aveți acolo pe doamna directoare pentru care vă șoptește. Doamna Marci, pune și pe doamna secretară Tatiana. Să vă zică. Poftiți? Doamna secretară, doamna care e lângă dumneavoastră. Soția, păi lângă mine, să-i dea dumneavoastră. Păi da, păi să zică și dumneavoastră, nu mai dumneavoastră. Așa, așa, doamnă, vorbiți cu Ion Drăgan, haideți că vrea să vă audă. Așa, pentru doamna Tatiana, pentru domnișoara Bianca și pentru tot ce să uită la în satele. Și eu vă zic o seară bună și frumoasă și neutarea noastră până la finit. Mulțumim foarte mult. Să aveți sănătate multă. La mulți ani. Dacă tot ați pomenit și de Bianca, mai am aici o doamnă, Tudorița Popa, vrea să punem o vorbă bună la Ion Drăgan, la domnul profesor Ion Drăgan, că trebuie să spunem și celorlalți telespectatori care nu știau că Ion Drăgan este profesor la Școala Populară de Artă, predau iar Bianca vrea să cânte și vrea, împreună, Ioane, vrea să pună o vorbă bună la tine, dar să nu spui că ți-am spus eu, Ioane. Bia, să o înveți să cânte, o trimit la tine, da? Da. Bia, vrei să cânti mamă? Da. Vorbesc eu în locul ei, da. Bine. Ion este un bun și pedagog. Și e rușine să vină la tine, zic, lasă că te iau eu de mână, pune o vorbă bună, uite, în direct. Direct te gândeai, da, Ioane, că o să predai vreodată, mai ții minte că vorbeam noi așa. Să știi că noi nu vom fi pedagogi nici... buni, că nu știu, el a încercat și uite că încercarea moarte n-are. A fost o provocare și acolo ai prins dragul, norocul cum am prins meu... de televiziune. Da, norocul meu este... al mare, pentru mine este pentru că eu învăț odată cu copiii mei, cu elevii mei și învăț lucruri foarte bune. Adică ne învățăm unul pe altul. Noi avem tot timpul de învățat, n-am spus lucrul ăsta, dar noi învățăm alfabetul muzical. Acum suntem la R. R, ce trebuie. Da, R mic de mână, R mare de tipar. Ești un model pentru ei, nu? Ești un model? Nu pot tu să suntem model și tu și tu ei. Vreau să spun lucrul ăsta pentru că... Nu știu, și eu m-am gândit, poate pe viitor voi face și eu ceea ce faci tu, dar... Pentru că poți face lucrul ăsta. Îi zic că nu sunt pregătită, mai bine elevi la mine care... Mai bine spune tu adevărul cum ne-am cunoscut noi, ca să știe lumea mai bine, pentru că cred datorie că ție, tren, datorie cunoscut, ție am început eu să cânt. Știi că chiar pe colț, acolo... Pe știu colț, unde. Da, adică undeva pe unde colț, era un restaurant, da, m-am întâlnit cu Ion Drăgan, care venea de la festival, luase de la mai multe festivaluri unde obținuse foarte multe premii, dar el știa patru cântece, nu? Nu știam să aleg piesele pentru că nu și știam. Spuneam, Ioane, ce faci tu cu patru cântece? Cânt un cântec și primesc aplauze, să mergi la o nuntă, să fie omul așa lângă tine, să vină să te atingă, să spună... Să te plătească! Normal, cântăm și cu bani și fără bani, dragi respectați. Noi din plăcere cântăm. Eu am început să cânt de plăcere și cânt și de plăcere tot timpul, dar asta mi-e meseria. Meseria de la 13 ani am început să fac asta și tu de la 26-27 de ani. Eram veteran, așa. Păi da, am zis, doamna profesoară. Chiar dacă suntem de ani, așa mai foarte apropiat. Mai avem încă un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Gigi și doamna Elisabeta și la mulți ani. Doamna Pușa de la Bâlta. Da. Vă salutăm, doamna Pușa. Bună seara, domnul română. Păi, el este și cu Orga. Tu știi foarte bine lucrul ăsta. Aș vrea să fac o delicatie. Normal, care... Ia spuneți, doamna Pușa, la mulți ani pe 2015. La mulți ani și dumneavoastră. Vă place invitatul nostru? La mulți ani, domnul Ion, pentru poi mâine. Să rămână mult sănătate din suflet. Aș vrea și eu să fac o delicatie cu domnul Ion Drăgan și cu doamna Elisabeta, da, dacă se poate. Nu m-aș lăsa de iubit, am pregătit-o deja. Așa, pentru mama mea, pentru soțul meu Dragoș, da, pentru dumneavoastră, pentru ai de la regie, da, pentru mătușa mea, o mătușa mea, soră de la mama de la Stejaru, pentru nașa Paulina Iac, pentru Mioara Corobia, pentru Claudia și Costel Minciună,
pentru vecinii noștri, cumnata de la Tulburea, împreună cu fetele. Salutăm turburenii noștri. Și cam atâta. Mulțumim, doamna Pușa, pentru telefon. Un an bun să aveți. Cu sănătate și multă. Și dumneavoastră la fel și la mulți ani. Așteptăm telefonul dumneavoastră. Cu mult drag. Mulțumim. Și pentru familia Bradulescu, adică părinții lui, da, fratele meu, da, cu domnul, salutăm, da, acolo, pe cei care își vor, doamna Maria face o ciorbă foarte bună, pe șapte, Sfântul Ion, Ionuț, Ionel, Ionica, pe toți, toți, pentru toți. Mai citesc și eu repede câteva mesaje, că mi se blochează calculatorul. Salutăm pe doamna Anușa și pe domnul Dan Udrescu de la Rânca, da. Am văzut ce e acolo la Rânca, vă salutăm, știm că ne urmăriți. Salutăm și pe doamna Liliana Jurebie. Și ar dori ca toate melodiile din această seară să fie pentru fiul Ionuț și pe fetița noastră, dumneavoastră, Ionela. Mulțumim, doamna Liliana Jurebie. Mai avem încă un telefon repede. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Cine să fie, doamna Mari? Nu știu. De la Pocruia? Doamna Mari, cu bicicleta sau nu? Dar nu mai vin cu bicicleta, vin nu mai cu Sania. Veniți cu Sania, doamna Sania. Mari. Avem o prietenă care a zis că ne vizitează și am zis, doamna Mari, astă vară venea cu bicicleta, acum vine sigur cu Sania. Nu mai vin, doamnă, că ne cer ăștia permis și la bicicletă. Cum să ceară permis? Deci eu știu să merg cu bicicleta, mă chinui să-mi obțin permisul. Sper ca și eu cu Ion, noi nu avem permis de conducere, sperăm că anul ăsta să dea bun. La mulți ani, pe 2015, la mulți ani, domnul Ion, pentru să rămână mult din suflet. Pe domnul Ion îl cunosc foarte bine, așa că... Așa că îl salutați, cu el. Amintiți-i de unde îl cunoașteți, să-și aducă din oraș, toată ziua, în Târgu Jiu, dămnați în dar. Domnul nu mă știe. Ia, numai noi de vreo 2-3 ani de când ne cunoaștem, doamna Mari, nu ne-am întâlnit niciodată. Da, eu merg cu picioarele mele gorjenesc, cu stil autentic. Pe jos și cu trenul. Pe jos, da. Și cu trenul. Vezi, dacă mergi și cu rata. S-a întrerupt? Nu se poate, doamna Mari, s-a întrerupt. Păi dacă ai spus că dacă nu merge cu bicicleta. Dacă reveniți, ne dorim să reveniți. Ați cu mare închis dumneavoastră ca să nu ne spuneți mai multe despre Ion Drăgan. Toate melodiile din seara asta pentru dumneavoastră, pentru fata de la Timișoara, nu? Pentru prieteni, pentru și rude. Pentru prietenii mei de la Vladimir, familia Iovan, Doru. Așa, și prietenii noștri. Da, da, da. Și salutăm și pe cei de la Albeni, rudele tale, unde ai scăfar. Fost la Valve. Da, 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 da. Da. Mai avem un telefon. Telefon să fie ultimul telefon, după care pregătim două melodii cu Ion Drăgan. Spunem alo, bună seara. Alo, bună seara și la mulți ani. La mulți ani. Cine este? Cumva doamna de la capul dealului, Mirela? Da, Mirela. Vă auzim mai încet, dar vă auzim bine. Vă ascultăm, doamna Mirela. Aș dori și eu câteva dedicații. Pentru părinți, pentru bunici, pentru nașii fetei mele, pentru nașii fetei mele, pentru dumneavoastră. Da? Și pentru toți care mă cunosc. La mulți ani tuturor. Deci aș vrea ceva cu domnul Ion Drăgan cu fetele. Ceva cu fetele. Noi nu-l avem decât pe Ion Drăgan în seara asta, care o să vă cânte, o să vă încânte. Poate cântă ceva cu fetele, așa, o strofă pe parcursul emisiunii. Da? De pentru dumneavoastră, da? Vedem ce găsim cu fetele, da? Da, vă mulțumesc. O seară bună, doamna Mirela, o seară bună. Telefon. Avem pregătite, gata, telefoanele deocamdată. O melodie cu Ion Drăgan, mi-a albit părul la tâmple. M-am luat telefoanele continuu. Da, l-am vopsit. Mi-am vopsit părul la tâmple, dar cu puțin alb, da? Așa. Și o melodie cu Ion Drăgan și colega noastră, Ioane. Colega noastră, colega, da? Colega. Elisabeta Vasile. Colega dumneavoastră, domnul Ion. Cum zice, nu m-aș lăsa de iubit. Haideți să pregătim melodiile, că mă sună telefonul continuu, mă sună Dumitru Vasilescu, poate se uită la noi. Da. Te salutăm, Dumitre. Pregătim și publicitatea, da? Melodiile sunt revenim pregătite. După publicitate. Zi! Mândră, mândră, n-am crezut nici când s-a ajung. Mândră, dragă, din iubire să plâng. Mândră, mândră, nu mai am lacrimi să curgă. Mândră, dragă, la tine să ajungă. Vis de fericire, cum te-ai spulberat, măi. Am iubit pe cine nu a meritat.
cine nu a meritat, măi, am iubit, măi, lume, mândru puișor, și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor. Am iubit, măi, lume, mândru puișor, și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor. Plângem vârf de deal izvorul, mândră dragă, cum îți duce dorul, mândră, mândră. Plânge fagul cel umbros, mândră dragă, frunza-i pică jos, cu foșnetul ei parcă înșoptește, fericit e omul care nu iubește. Cu foșnetul ei parcă înșoptește, fericit e omul care nu iubește. Să fii blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Să fii blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Mândră, mândră, mi-a arbit părul la tâmple, mândră dragă, de necazuri multe, mândră, mândră, merg pe drum tot negăjit, mândră dragă, ce multe am iubit. Mă-ntreabă pământul, de ce plâng într-una, mai sunt multe fete, nu e numai una. Mă-ntreabă pământul, de ce plâng într-una, mai sunt multe fete, nu e numai una. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc. Așa ușor, numai cu dragostea lor, măi, numai cu dragostea lor. C-ai trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Cine în viață n-a iubit, ăla umăriu. Toate, dar de mândre nu se poate, că tu te-ai lăsat de toate.
toate, dar de mândre nu se poate. De mândruțe tinerele, popale arenei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. De mândruțe tinerele, popale arenei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. Că le-ai iubit să le ajungă, câte una să te plângă, că le-ai iubit să le ajungă. După ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi. Că nu ai fost băiat rău. După ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi. Că nu ai fost băiat rău. Am revenit în direct. Amândoi odată. Amândoi odată, da. Ia, puneți o dorință, hai. Puneți o dorință, hai. Puneți o dorință, hai. O dorință, da. Doamne, Ioane, ce-s cu astea? Dragi telespectatori, dorință, hai. Să fim pii. Sănătoși. Să ia, poate că bucnește, să vedem dacă se pline. Hai că 0353568913 deja este apelat. Deja avem telefon, nu? Cum să nu? Sună continuu telefonul. Așteptăm pe colegul nostru Petre să ne facă legătura, să vedem repede cine ne sună. Și până ce să-l salutăm și să-i spunem la mulți ani și cu sănătate multă și cu viața lungă, domnul director Viorel Gârpaciu și familia dumneavoastră, sănătate multă. Să ne trăiți, să-l salutăm și pe domnul Costică Vlădulescu de la Bălești, da, pe da, tăticul Ovidiu, da, da, și pe mama Maria, așa. Și pe mama Maria. Da? Și a zis Ovidiu că te scoate la... La cafea, Ovidule, aștept. Avem telefon, alo, bună seara. Alo, bună seara. Doamna Marina, ne-a prins din nou. Tot eu, că s-a întrerupt, nu știu ce are. Se mai întâmplă, de la zăpadă. Și vroiam să-i spun domnul Ion Drăgan, că-l cunosc. Îl mai cunosc și de la o nuntă în Pocruia în 2013, în octombrie. Deci, da, da. Când a zis că vine cu noi și n-a mai venit cu noi. Da. Poftim? Ne-a promis că vine cu noi la nuntă și ne-a lăsat baltă, s-a dus la Pocruie atunci. Da! Glumim, doamna Mari. Să aveți sănătate și viață lungă. Mulțumim. Și m-aș dori și eu o melodie, se poate? Dacă este pentru mai fata multe, dumneavoastră, cu da. Cu Ion Drăgan și cu Elisabeta și Vasile. Cu noi, în continuare, ceva mai fi duete. Și bineînțeles, da, dacă vreți să vă cânte o strofă la dacă rece, vă cântă așa, Betty la rece, cu mare drag și o eu. O să vă... El știe să doinească cel mai bine. Da. Să a, eu doresc cu amândoi. Da, duet. Bravo, doamne. Da, și cu Gica. Să fie un duet. Să fie pentru colega mea de la Croici, pentru băiatul ei de Sfântul Ion. Pentru ani. Diana. Da. Pentru mine special, că nu are cine să-mi dea, că sunt singură. Cum că v-am dedicat toată emisiunea uitați... atunci când s-a întrerupt emisiunea? Mulțumesc, pardon, mulțumesc mult. Și vă iubesc mult și vă pup și vă ținem. Și noi vă iubim și ne bucurăm. Să rămânem, ne bucurăm că ne-ați sunat. Vă mulțumesc și eu. Ne bucurăm că încet, încet am ajuns așa la sufletele dumneavoastră, că ne sunteți alături tot timpul, ne sunați, ne trimiteți mesaje, dumneavoastră, telespectatorii, prietenii de pe Facebook, oamenii pe stradă, pur și simplu ne felicită pentru emisiune. Vă mulțumesc, o seară plăcută. Să rămână, doamna Marie, la mulți ani. Cele bune. Să-i transmiteți la mulți ani domnului Ion și aștept vinul de la el, de fapt îl așteptăm, trebuie să facă cinste. Domnul George Cosmin, îl salutăm, ne urmărește de la Pitești, da? De la Topoloveni. Topoloveni, mai încolo de Pitești, mai departe. Pe unei ți-au luat ție permisul, nu? Nu, acolo dacă era mi-l luat de tot, la Pitești, nu mi l-a luat doar o săptămână. Da, el este, nu Gigi Vasile, el este domnul Gigi Viteză, dragi telespectatori, poate nu știați. Da. Nu. Și Betty este doamna pedală. Bagă piciorul în podea până am gaură în dreapta, în partea aia. Nu e adevărat, Betty vorbește prea mult pe anul 2015. De-abia aștept să-mi iau permisul să-l plimb eu cu mașina, să vadă cum se merge. Cu viteză. Da. Și mă ieși pe mine la înfie, ți-mi le de mâna mea. Da, normal. Mai avem un mai telefon? Ia vezi, Ioane, cine sună. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. A dorit și eu să fac o dedicație. Cine vorbim? De la Padeș. Da. Ah, de la Padeș. Așa, cine sunteți? Manu Nicoleta. Așa, doamna Nicoleta, la mulți ani pe 2015. Pe Carmen Sarcina, o știți? O salutăm și pe Carmen Sarcina. Da, o salutăm. Da, da.
Da. E consoțeana mea. Da, 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 da. Ne bucurăm. Spune-ți. Vreau să vă fac o dedicație pentru copiii mei. Da. Asta pentru părinții mei. Soțul meu. Să vă trăiască toți. Mulțumesc la fel. Și pentru soțul meu care a plecat în Italia. Așa, acolo la muncă, de partea dumneavoastră, toate cele bune, să fie sănătos, să aibă putere de muncă soțul. Și să-l așteptați cu drag acasă. Da, doamna Nicoleta. Da, da, nu are decât două luni. A, păi vine. Da, mai stă. Mai stă un an și vine acasă. Mai stă sau un an? Da? Așa, aveți zăpadă la padeș. Așa, să pentru vecinii mei, familia Mischie. Salutăm. Și cam atât, pentru dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, să aveți un an bun. Mulțumim, doamna Nicoleta. 2015. 2015. La anul 2014 a fost așa, dar anul 2015 va fi cu bucurie. Super. Și mai sănătos și cu realizări. Ioana, în decembrie o să te chem să facem bilanțul și dacă nu merge bine anul 2015, va merge, vă spune că pot noroc. Va trebui să pui de la tine, Ioane, treaba ta. Eu vă zic, dacă a trecut anul un băiat, un bărbat, pragul, să știți că v-am trecut pragul pentru prima dată la voi aici, în casa voastră, cu bucurii și cu sănătate. O să-ți port noroc, vă port noroc, ție și șefilor tăi, televiziunii în primul rând. Vreau să salut și pe doamna Cristina Angel de la, cum zice, de la Băleștin, dreapta, Rasova? La Rasova. A, Rasova, ne-am întâlnit la bal. Prietena noastră de pe Facebook. Unde v-ați întâlnit la bal? La bal, când ne-am văzut noi, da, regia. A, da. La Bălești. Ne sună eleva, viitoarea eleva domnului profesor Ion Drăgan. Ia să văd dacă are curaj. Ia cântă Bianca. Să vorbească cu eleva. Alo, bună seara, domnul doamna Elisabeta și statului dumneavoastră, domnul Ion Drăgan. Bună seara. Aș dori și o melodie cu domnul Ion Drăgan, dacă se poate. Se poate, dar dumneavoastră cântați? Da, așa, pe acasă, din când în când. Ia să auzi în glasul. Acum ești acasă, da, acum ești acasă, ia cântă-ne puțin. Ia cum cânti tu, puișor. Am iubit-o eu, căprui, la-la-la-la-la-la-la, și nu i-a spus nimănui, la-la-la-la-la-la-la. Am iubit-o eu, căprui, la-la-la-la-la-la-la, și nu i-a spus nimănui, la-la-la-la-la-la. Gata. Da, deja. I-am iubit? Da, da. Nu, am zis că ai trecut testul asta, ai trecut testul, gata, ai scăpat de emoții. Bravo, deci, Bianca. Deci știi ritmul, ai ureche, nu falsezi, e bine. Mă gândeam că te vaiți că ești răcită, că ești răgușită, că nu știu, așa bravo. Așa trebuie să fie, să nu răgușită, fii rușinoasă, dar... Să nu ai emoții. Normal, înainte de fiecare melodie, cântare, se beau minim 2 litri de țuică, de lichide. Și da. Pentru voce. Nu e adevărat. Și după aia o să cânti. Nu este bun acel lichid. Vă spune Nana Ion. Nu, Gigi a făcut o glumă. Stai, nu, nu. 2 litri de lichide. Așa, a, de apă, de ceai, da? Da. E foarte bun. Alea-s lichidele, da, nu? Da, da. Deci fără acid. Da. Ia zi, Bianca, da. Dedicațiile. Să fie pentru dumneavoastră, pentru domnul Gigi, pentru domnul Ion Drăgan, mulțumesc. Pentru doamna Tudorița Teopopa și soțul ei. Pentru domnul Costica. Pentru Marci Butică din Spania și soțul ei Vasile. Pentru mama mea, pentru fratele meu. Pentru familia Macioc, da. Și cam atâta. Mulțumim, te așteptăm la școala populară, la domnul Ion Drăgan, da? Da. O primim, domnul profesor. Mulțumesc, o primim. La revedere și o seară plăcută. Doamne ajută. La revedere, la mulți ani pe 2015. Mi se pare că mulțumesc, la fel. La revedere, Bianca. La revedere. Ne urmărește și domnul Răzvan Buflea de la Craiova? O, cu scrumeu meu de la Craiova. Eveniment, nu ne-ați urmărit de mult, da? Văd că spune aici senzații tari, o lua Beti, când o lua Beti carnetul, înseamnă că auzi ce vorbim noi, e clar că ne urmărește. Deci vă salutăm, Coscrule, să aveți un an bogat. Și pe doamna Nina o salutăm. Este socrul fratelui meu. Să străiască. Pe care tu nu l-ai cunoscut, că n-ai ajuns n-am ajuns la nuntă, dar... Dar vii la botez. O să vin la botez. Sună un telefon. Cred că telefonul meu sunt. La botezul lui Gică sau... Sau telefonul. Ioane, ia telefonul, că vreau să te sun să zic ceva. Ia să vedem. Ia cine preia acest telefon? Care avem? Trebuieți? Alo. Alo. Bună seara și la mulți ani, doamna Elisaveta, domnul Gigi și domnul Ion Drăgan. Să rămânii de la mulți ani. La mulți ani, doamne dragă. Sănătate, să vă dea Dumnezeu. Cu și să țineți tot așa, că mulțumim. Tare bine ne mai distrați. Ne bucurăm că vă descrețim. De la Baia de Fier, Rodica vă deranjează. O, doamna Rodica, ați dat zăpadă la o parte.
Vai, că avem, am dat-o toată ziua. Mai aveți ziua tort, asta. Mai aveți zăpadă. Avem, avem. De toate. Nu zăpadă, nu vrem, tort voiam. Tort. Și tort. O să ne dea Ion, dacă veniți, îl facem. Așa, ni se face milă și ne servește cu un tort. Da, vă servești un pahar de vin. Merge cu tort. Sau rece, cum doriți dumneavoastră. Dar nu vreau să beau doamna Rodica, că după aia sunt cu mașina și vreau să rămân acolo. Eu vreau să mă întorc înapoi acasă. Dacă beau un pahar de vin, de ce avem, mulțumim? Avem și cazare, avem tot. Da, mulțumim, mulțumim frumos. Ioane, mergem? Da. Mergem. Am mai zis o dată că venim și nu am venit doamna Rodica. Cui dedicați toate minutile. Nu vă mai cred, nu vă mai cred. Așa este doamna Rodica. Vreau să fac și eu câteva dedicații pentru nepoata mea care a împlinit 18 ani. La mulți ani. Și a făcut majoratul. Am, și atunci am vrut să vă prind să-i urez, dar nu am putut să intru cu dumneavoastră. Acum, niciodată nu-i târziu pentru urării. Și pentru fiica mea Maria, pentru ginerele meu Viorel Flondor, pentru nepoata mea Angelica Spânu de la Bustuchini, unde am văzut pe domnul Ion Drăgan la Revelion acolo. O cântat tare frumos. Mulțumim mult de tot. Pentru verișorii mei de la Ruget, Roșia de Amarabia, avem pentru toți vecinii mei, vecinile mele și pentru toți care mă cunosc și pentru dumneavoastră special, că mi sunteți tare, dragi, să știți. Mulțumim, să rămână, mulțumim, doamna Rodica. Ne bucurăm din suflet, doamna Cu plăcere Rodica. Și la mulți ani să țineți tot așa cu sănătate și cu bucurii să dea Dumnezeu. Și să fiți mereu alături de noi, bine dispuși. Un an 2015, da. Sănătos, voios și la pungă. Da, groș. Gros. 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 Așa, doamnă, gros. Bani. Da, da, da. Pentru, și am uitat, pentru cuscrii mei de la șopta. Așa, salutați. Cuscrii mei care, socrii lui nepoata mea. Da. Da, să vă trăiască și cuscrii. Pentru ginerile, pentru nepotul meu care pentru ține pe nepoata mea, Alin Roșu, și pentru toți care mă cunosc și toate neamurile mele să fie. Mulțumim, mulțumim. Sănătate vă doresc, numai bine. Sănătate din suflet, numai bine. Salutăm și pe prietena noastră de la Baia de Fier, pe cine? Mulțumim pentru apelul telefonic. Vera Luca. Vera Luca Sandu. Și pe Dore, pe Dore, eu pe Dore, că mi-a zis Raluca să nu cumva să mai mă salut și să nu salut pe Dore, că ai încurcat-o. Astăzi m-am întâlnit și cu Raluca și cu Dani, îi salut. Și pe familia Babu salutăm, că și dumneavoastră ne mai urmăresc din când în când. Da, da. Ne mai urmăresc și am mai salutat și mulțumesc pentru brânzica aia bună care mi-a trimis-o. Da, face lucruri bune. Așa. Avem telefon, regia? Vezi, noi dăm aici tot din casă. Avem telefon, ia să vedem, da? Ioane, cine te sună? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! La mulți ani! Să rămână mult! Și lui domnul Gigi Vasile, lui doamna Elisabeta și lui domnul Ion Drăgan, care este ziua lui pe, de Sfântul Ion. Da. Sănătate multă și mulțumesc din suflet! Da. Sunt Pușa pe Cinină din comuna Turcinești. Oho, doamna Pușa, ce mai faceți? Și nepoatele Alina și Roxana, am zis bine? Doamna Pușa, am fost la Rugi, da, la bal pe 25. Ați fost acolo la bal? Pochim? Da. Pe 25 am fost la Rugi, aproape de Turcinești, nu? Da, da, de ce v-ați cumpărat noi? Păi am fost la bal, noi am cântat acolo, am bine discus toți prietenii care au fost. Da. Am trecut eu, doamna Pușa, de două ori, am făcut un praf, dar nu știam pe unde, am trecut repede. Aproape de școală sau aproape de școală. Da, ne bucurăm, am văzut un cămin cultural foarte la Rugi, frumos la se Rugi. Numește Getul, da, Sârbu. Foarte frumos au gândit dumnealor, da, să-i facă. Da, e frumos la noi. Îl salutăm, da, și pe domnul Getul. Da, să o dedicație pentru fata mea Ileana de la Pumbejiu, da, pentru soțul meu Gelu. Da. Așa, pentru nașa mea, diaconul Silvia din Târgu Jiu și pentru dumneavoastră. Mulțumim. Un an cât mai frumos și cât mai bun. Sănătate din suflet. Aș dori o melodie cu Ion Drăgan. Bineînțeles, va fi. Și mai multe. Pregătim. Da, bine, vă mulțumesc, o seară plăcută. Să rămână, doamna Pușa, mulțumim tot pe această cale. Vrem să salutăm și prietenii din Turcinești, că avem și acolo mulți prieteni. Avem pe domnul Marius Benegui, nu? Da. Avem pe doamna Nuții Bălan. 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 Mai a doua, a treia pe stânga la intrare. La, da, mine a treia acasă. Cam așa, a doua, a treia acasă pe stânga la intrare în Turcinești. Mai luăm un telefon, regia? Da. Nu mai luăm, mai vorbim și noi, da?
În primul rând, mulțumim pentru toate materialele video și audio caselor de producție Jack Music Production, GS Music Production și mai departe spun eu, și mai Big departe... Man General Music și Emmy Event Music. Mulțumim tare mult! Ionica, mai ne spui noutăți așa? Ce să spun, mă uitam la voi așa. Sufletelul tău, cam ce spun? Face anul ăsta, ce zici? Mai lucrurile mele, vreau să spun un singur lucru. Deci dorința mea este așa, să-mi fac neapărat CD-ul care este... Și care nu se știe, poate va fi cum a fost în 2010, a? Ce zici? Nu se știe, nu dăm din casă că atunci a venit așa. Nu, va fi, va fi, va fi CD-ul, va fi sigur, sigur. Sigur, sigur, că va sigur. Va fi singur, că va fi câteva piese, da, da, va fi singur, va fi un CD-ul. Așa. Și să fim sănătoși, să ce-o da Dumnezeu, că noi nu știm. Noi vrem să facem multe, decât bunul Dumnezeu știe tot ce face. Da, Ioane, dar vreau și pe plan așa. Ala va fi, va fi să sigur. Să fie și nunticica aia acolo. Noi suntem tineri, nu-i așa, Ioane, avem da, avem timp. Mare că va fi mică, dar să fie. Va fi, va fi, va fi, va fi, cu drag. Am pregătit. Mama Leana. Mama mea săracă, da, mama mea, cu părere de rău nu văd, dar cred că dacă e înregistrată pe net, mă uit eu să-mi văd defectele mele. Să audă dedicațiile, da, da, să vadă că... Dar le vede Ovidiu și spune Ovidiu. Și sora mea Lori. Și sora mea Lori. Avem pregătite următoarele melodii. Ioan Drăgan, Mândră la inima mea. Da, au. Ce s-a pus? Nu se mai ia. Ce s-a pus, nu se mai ia. Și încă un duet, spune Nei că nu-i păcat. Da, cu Elisabeta Vasile, da? Da, 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 da. Să-mi faci mie cunoștința cu ea, te rog. S-au nimerit două piese de dragoste, de dragoste de, mai așa, de mai neîmplinită, mai de off. A, să uite, să le dedicăm în ea și Ovidiu, pentru... În primul rând. Da, colegului meu, prietenului meu de la Topoloveni, că îi place tare care mult. Care a spus că, nu, ai, că zici tu că nu dai vinul, ci că n-a zis nimic eu, Drăgan, când i-am zis de vin. Ai da? Dăm vineri, Ioane, acasă, ai îl dăm vineri, Ioane, la petrecere. Vine cred și... că nu cred, da, nu, George, dar eu nu la să beau. Petrecere și bem vinul. Eu nu beau. Eu nu, eu nu dau să decât... bei, Ioane, trebuie să-l dai. Eu nu beau, eu nu dau din casă. Nu dai, nu? Nu. Lasă că ți-aduc eu o sticlă de vin să o dai mai departe, Ioane. Bine. Că eu am astea. Vie la bloc, am vie pe, pe bloc. Da, avem, avem. Bun, melodiile sunt pregătite, luăm și publicitatea la regia și revenim. Ce s-a pus nu se mai ia, mă. Mândră-l-o-i inima mea, ce s-a pus nu se mai ia, mă. S-a pus mai mândruță dor, nu să ia până-am să mor, nu să ia până-am să mor. S-a pus mai mândruță dor, nu să ia până-am să mor, nu să ia până-am să mor. Numai noaptea când mă culc, să vezi și tot ce dor duc, numai noaptea când mă culc. Noaptea-mi pare cât un an, dar perina bolovan, doar perina bolovan. Noaptea-mi pare cât un an, dar perina bolovan, dar perina bolovan. Eu le-am spus ochilor mei să nu fie
mie lacomei mari. Eu le-am spus sorochilor mei să nu fie lacomei mari. Eu le-am spus ei nu mă ascultă, tot după frumos se uită, tot după frumos se uită. Eu le-am spus ei nu mă ascultă, tot la mândra mea se uită, tot la mândra mea se uită. Ne-am iubit că ne-a plăcut, dar pe urma ne-am urât, mă. Spune mândră, nu-i păcat, ne-am iubit și ne-am lăsat. Ne-am iubit că ne-a plăcut, dar pe urmă ne-am urât, mă. Dorul și cu dragostea poate ne vor împăca. Când ți-am dat buzele dulci, mă. Dorul și cu dragostea poate ne vor împăca. Să fim iarăși ca atunci când ți-am dat buzele dulci, mă. N-am greșit cu inima și-am greșit cu vorba rea. Vorba rea s-a dus ca norul și-am rămas numai cu dorul. N-am greșit cu inima și-am greșit cu vorba rea. Vorba rea s-a dus ca norul și-am rămas numai cu dorul. Și cu dragostea poate ne vor împăca. Să fim iară ca atunci când ți-am dat buzele dulci, mă. Dorul și cu dragostea poate ne vor împăca. Să fim iarăși ca atunci când ți-am dat buzele dulci, mă. Mergi să-ntrebi în sat cine a fost mai vinovat. Vinovați am fost noi doi, c-am crezut în oameni răi, mă. Dacă mergi să-ntrebi în sat cine a fost mai vinovat. Vinovați am fost noi doi, c-am crezut în oameni răi, mă. Dragostea poate ne vor împăca. Să fim iară ca atunci când ți-am dat buzele dulci, mă. Dorul și cu dragostea poate ne vor împăca. Să fim iarăși ca atunci când ți-am dat buzele dulci, mă. Am revenit cu
cu dedicațiile dumneavoastră la 0353 56 913. Bănuiesc că peste două zile o să aveți sărbătoriți și vreți să le dăruiți, poate din seara asta, daruri muzicale. Așa că vă așteptăm să ne sunați. Domnul Ion, mai ai dedicații de făcut? Pentru toți prietenii mei, toți colegii de cântec, pentru toți gorjenii, pentru toată lumea, pentru să toți. Salutăm și pe mătușa noastră din Italia, pe Mitriceu Floarea, care ne urmărește și ne felicită pentru emisiune. Îți urează și ție la mulți ani. Să rămână mult. Noi avem o prietenă de la Băleș, pe care am cunoscut-o atunci la bal, Cristina Anghel, care dedică întreaga emisiune fratelui ei, Ion, pentru ziua de Sfântul Ion. Pe cine mai salutăm? Pe doamna Jenny Nicolau. Care telefon. A Jenny Nicolau, salutăm pe Jenny. A fost o surpriză frumoasă de Revelion acolo unde am cântat noi, la acel restaurant. Și ne-a felicitat pentru tot ceea ce face. O pupăm și mulțumim. Telefon, Ioane, vezi că te sună cineva. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Sunt Roxana Roșu. Bună seara. Ne auzi acum, da? Bun. Bună seara, domnul Gigi, domnul Ion Drăgan. Să rămână. Aș dori și o melodie cu dumneavoastră. Cu mare drag. Domnul Ion, da, nu știu ce melodie să cer, orice melodie. Că orice melodie, ce mai vreau. Care să care o să Elisabeta fie în continuare? Spuneți și cui le dedicați. Aud, da, foarte slab. Dumneavoastră vorbiți cu noi, vă auzim. Da, nu știu, orice melodie cu dumneavoastră. Cu mult drag, cu mult drag. Pentru și cine cu colega să fie această Peti melodie, să Roxana? Să fie pentru soțul meu, pentru dumneavoastră. Da. Da, pentru regie, pentru părinții mei, pentru sora mea, pentru toți cei care mă cunosc, doamna Manti, pe doamna Tudorița Teopopa, pe Amalia din Londra, da, pe Marci din Spania, îi salut, pentru domnul Nicu Fota și pentru toți cei care mă cunosc, pentru Bianca Pescu. Cam atât. Mulțumim, Roxana, pentru telefon, să ai și tu un an bun, cu sănătate, cu bucurii. Și realizări. Mulțumesc, la fel. Mulți ani pentru 2015. La revedere, la revedere. Ia să vedem ce zice ea. Nu știu dacă prietenii care ne urmăresc pe Facebook, am avut și un vizitator, un colindător rătăcit pe la noi pe aici, a, în timpul pauzei de publicitate. Pe colegul Dumitru Vasilescu, care venea direct de la vânătoare. Alias Caschetă. Dar ce mi-a spus, ce ne-a spus că a prins, că a vânat? Două rățe. Două rățe? Două rățe. Eu zic rățe, nu rațe, rațe, rățe, ca la țară, eu de la Bălești. Rățe, credeam și eu că a prins o căprioară, altceva. Cu două picioare. Căprioare, căprioare, da, caschetă. Nu știu, nu că el e băiat cu minte din ne câte. Ne salută și doamna Marci Butică din Spania. Mai avem încă un telefon. Alo? Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul Gigi, la mulți ani, dumneavoastră, doamna Elisabeta și invitatului dumneavoastră, domnul Ion Drăgan. Să rămână mult! El este! Sunt Ion. Sunt Pamela Ferti din Minuta. Da! Vă pupăm și vă salutăm! Mulțumesc! Aș vrea și o dedicație pentru copiii mei. Da. Pentru soțul meu, pentru socrii și mama mea. Și pentru noi și mie, familia Colțan, pentru toți cei care mă cunosc. Să vă trăiască și să vă bucurați de prieteni și de ce ați spus dumneavoastră. Tate cele bune, mulțumim frumos pentru telefon. Și Ioane, vreau să te întreb așa de proiectele tale. Ziceai că așa mai spre primăvară vrei să faci un spectacol cu grupul tău. Eu o să fac pe data de 24 februarie de Drăgobete un spectacol cu elevii mei. Cu... Și unde va avea loc acest Câți elevi ai, Ioane? 40. 40 de elevi. Mai mulți, da. Îmi dai și mie, da? Da. O să fac un spectacol. Chiar îi mulțumesc domnului director Bratu pentru... Da, așa? Că de drag de Drăgobete. Da. Da. Și va avea loc unde? Ori la Casa Armatei, ori în cadrul Școlii Populare. Dacă nu, cred că la Casa Armatei. Mai continuăm după cu acest... Pe această temă, spunem alo, pentru că avem un telespectator și să nu lăsăm să aștept. Bună seara, la mulți ani pe anul 2015, cu multă sănătate lui domnul Gigi, lui doamna Betty și lui Ion Drăgan. Să rămână mult!
Să multă fi... sănătate din partea familiei Gârdu de la Sucinești. Vă dorește Eugenia Gârdu. Da, doamna Eugenia. Eugenia. Da, mulți ani, doamnă dragă și scumpă. Auzeam mai încet aici de asta. Aș vrea și eu o dedicație cu doamna Beli. Ar vrea să mă servească cu... Normal? Ea ar vrea, dar nu o las eu. Da, eu o să cânt cu Ion în seara asta, nu singură, pentru că el este invitat și toată seara o să ne cânte Ion. Da? O să cânte melodia Spune Mândrulița Mea. Un duet, da. Cu Ion Drăgan. Așa, un duet frumos, bineînțeles. Așa, doamna Eugenia, cum să nu va fi? Bineînțeles. Vreau să fac o dedicație pentru copiii mei, Sorin Dumitru și Eugenia, pentru soțul meu Dumitru, pentru nepoțul meu, că am 5 nepoți. Să vă trăiască. Așa, pentru vecinii mei toți care mă cunosc, pentru doamna doctor Târgulescu, pentru tinii mei, Maria și Vasile Teis de la Dănești, pentru dumneavoastră, mulțumim, și pentru toată lumea care mă cunoaște și pentru domnul Ion. Sărâna din suflet, mulțumesc din toată inima. În mod special pentru Ion din partea noastră. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca să mai prindem ani mulți și să vă mai dăm dedicații. Doamne ajută, așa, doamne, viața lungă așa să aveți. Să fie. Doamne ajută, Doamne ajută și vă ascultăm. Mulțumim, doamna Eugenia Gârdu. Vă iubim și vă pupăm, sănătate, noastră. Numai bine, sănătate multă. Vorbeam de spectacolul de la în cadrul de pe data de 24 februarie de Dragobete. De Dragobete. Cu elevii mei, cu toți elevii, toți vor cânta câte un cântecel și va fi invitat surpriză. Deci până atunci așteptăm toți iubitorii de folclor să vină la spectacul pentru să-i sprijine pe... Dar cum poate mai dăm anunț aici atunci în cazul cu drag. Eu deja de săptămâna asta, de săptămâna viitoare o să facem repetițiile cu copilașii și aș dori să vie un public cât mai mult ca să-i vadă pe tinerii talenți. Spune pe drumul cântecului popular, tu dacă îi drumi așa cum se cuvine, deja acolo la Școala Populară de Artă sunt chiar pe penieră. Pe penieră. Și fiecare avem cadru, telefon, Ioane, din avem iară telefon, da. Nu de cu bucurie, drag, de drag. Și cu bucurie, nu ne înțelegeți greșit, dar continuăm. Alo. După. Alo. Alo, bună seara. Bună seara, la mulți ani. Bună seara. La mulți ani pentru domnul Ion, la mulți ani pentru dumneavoastră. Să rămână mult, cu cine avem onoarea? De la Bâlteni. Familia Păsărin. Da. Păsărin. E a doua oară când intru în direct. Așa este. Ne bucurăm. Și vrea și o dedicație pentru mama. Să vă trăiască. Și dumneavoastră și pentru toți cunoscuții. Un an nou fericit, să aveți și cât mai multe realizări. Mulțumim. O seară bună. Să rămână. Doamne ajută. La revedere. Doamna Păsărin. Foarte... Bine s-a auzit vocea doamnei Păsărin. Vocea radiofonică. Da, da. Ce vreau să spun, să vă zic. Deci toți, deci cadrele de la Școala Populară didactice, da, au ele foarte buni. Fiecare profesor are câțiva copilași, spune, adică care se mândresc, care au dat nume sonore ale cântecului popular gorjenesc. Pentru că în drum merg la festivaluri. Dar știi cum este, Betty? Tu știi foarte bine lucrul ăsta și știi. Ce-i dat de la Dumnezeu? Normal. Nimeni nu te oprește. Nimeni nu te oprește. Ce-ți spune Dumnezeu acolo? Dacă ai acolo în gât acel aur, este bine. Fi. Dacă nu, mai există și stea în frunte fără aur, dar foarte rar se întâmplă așa ceva. Dar fiecare are loc pe pământul ăsta și toți avem loc. Aici poate să mai vină peste 100 de interpreți, de stăm și într-un picior, așa, și toți avem loc. Să știți. Normal. Avem încă un telefon. Alo? Alo? Da. La mulți ani, domnul Gigi. La mulți ani. Din Roșia de Amarabia. Doamna Lili Constantinescu. Vă salutăm. Da, da. Ce mai faceți, doamna Lili? Ce să facem, domnul Gigi, cu vremea asta, cu cerul, cu sărbătorile? E bine când e cer, că ne aducem aminte de copilărie. Cu cerul. La mulți ani, domnul Ion, de Sfântul Ion. Sănătate multă și dumneavoastră, să aveți mult noroc și sănătate și viață lungă. Doamna Peti. La mulți ani, doamne. Vreau să fac o dedicație în primul rând pentru băiatul meu care se cheamă Ion. Să vă trăiască. Și dumneavoastră la fel. Pentru fratele meu care se cheamă Ion. Pentru nepoțelul meu care se cheamă Ion. Și pentru toți cei care sărbătoresc Sfântul Ion.
și vreau să cânte domnul Ion Drăganu un cântec. Cu mult drag, o să cânt și cu Elisabeta, cu colega mea. Vreau să fac o dedicație, în primul rând, pentru unchiul meu, Belger. Așa, să trăiască. Cu Leo, cu Leo. Belger, pe Leo. Da, am și pentru părinții pentru mei, Belger. Familia Dediu. Da. Pentru toți cei care mă cunosc. Da. Și toți cei care se uită la Elsat. Cu drag. Da. Mulțumesc foarte mult, o zi plăcută. Doamne ajută. Doamna, doamna Lili. Mulțumim, doamna Lili. Ceva live să cânte? Măi, Ioane, știi, pe 7 bănuiesc că mulți dintre sărbătoriți vor bea cât un păhărel în plus, eu știu, și vor avea chef de chef. Să le facem așa o melodie satirică, o strofă, un refren. Hai, da, mă ajută și colegul nostru. Înjură, hai, înjură și pe el cum înjur pe mine. Ia. Dar nu zic cu firial, așa? Hai, dar zile așa, că între... Cum îi cânte cu așa, pe normal? Așa. Păi da. Firial, dracu de bărbat, aseară te-ai îmbătat, toate vaselele-i spart, mâncarea mea i-a fumat. Firial, dracu de bărbat, aseară te-ai îmbătat, toate vaselele-i spart, mâncarea mea i-a aruncat. Taci, muiere, tacă-ți gura, nu blestema băutura, bine c-o fac la beție, dar nu o fac la trezie. Taci, măi, beti, taci din gura, nu blestema băutura, bine c-o fac la beție. Și nu o fac în direct. Suntem deci, în direct, nu suntem în reluare, da? Ți-am auzit și ție vocea, of. Păi ce, am vorbit, n-am cântat. Eu și când vorbesc, parcă aș cânta. Da. Bine că da. Nu m-am făcut și solist. Dar că cine știe ce rime făceam și ce versuri. De ce nu? Că sunt frumoase. Nu, eu când mimez așa, când cânt în gând cu după soliști, mi-e întrec alte cuvinte, alte rime și îmi vine să râd singur de glumele mele. Adică de la frumoase? Da. De comedie. Mama glumeț. Mi-e plac melodiile mai glumețe, da. Mai de comedie așa. Gen Jeni Nicolau, să mă tăvălesc. Gen cum face Jeni Nicolau. Când cântă un solist, eu să mă tăvălesc pe jos. Da. Mai luăm telefon, Gia? Încă nu, mai vorbim și noi. Da, vorbim. Despre ce unde rămăsesem, da? Tot deci la aștept la spectacol cu mult drag. Și nu mai la spectacol. Să vii cu un afiș, când faci afișul, vii cu el la chiar noi aici. Chiar vreau să fac un afiș, da, cu toți copilașii mei, pentru că toți au ceva de spus. Iartă-mă, Elisabeta. Dragi spectatori, Ion vrea să se pudreze. A, nu, mă uitam în oglindă câtă frumusețe gorjenească am eu. Nu că n-aș avea, da, am ochișorii mei gorjenești, cei mai frumoși ochi de pe glob. Cei mai frumoși și cei mai mari. Da, Regia. Nu, că ea mai mari decât avem ai avem telefon. Nu, Regia, cum să... Uite, alo? Domnul George Călin... Bună ziua! Bună seara! Bună seara! Ăsta e telefonul mai de pe ieri, când era pe zi? Nu! E? Sunteți în direct, da? Da, da. Mă gândeam că Regia face glume cu noi și ne bagă vreun telefon înregistrat de nu știu când. Nu, nu. Cu cine vorbim? De la Roșia de Amaradia. Cu Mădălin Vesliu din Gorj. Turceni? Da, Mădălin, te ascultăm. Aș vrea să fac o dedicație pentru mamaia mea, Ioana. Ioana, da? Da. Așa. La mulți ani, sunt Ion. Câți ani ai, mă, dă? 13. Să fii sănătos. Asta, ești numai... Cu melodia... Îți place folclorul, da? De Ioana. De Ioana. Ioana. E cu Ioana să și cu Ion. Da. Ia-uzi, Ioana. El așa. Este Ion, o să-ți cânte ceva de Ion. Mulțumim frumos, la revedere! La revedere, Mădălin! La culcare, gata, schimb... nu era să zic ceva, dar nu... Stai aici! Nu vreau să se stingă lumina el acum, să stingă lumina la culcare. Ioane, Ioane, primăvara... A venit, va veni! Ești afară la Ioane, că e vremea de iubit! Nu? Lasă plouă, lasă ningă, lasă vină vreme rea! Lasă bată, tot eu mă duc la Baia de Fier. Mea. Nu, dacă e zăpadă, să mergem la Baia de Fier la doamna Rodica. Zic și eu așa de doamna Rodica să văd dacă mai e pe fază, că o să ne sune mâine sau pe mine. Da, v-am auzit. Doamna Rodica de la Baia de Fier, v-am salutat încă ceva o dată. Ceva de Ion, ceva de Ioane, da. Mai zici și tu. Pe 7, mai e până pe 7. Mai e, eu numai după 7 vorbesc. Da, după 7. După 7, da. După 7 o să primești pe 7000 de telefoane și nu o să mai poți să vorbești pe 8, adică după 7 deloc. Da? Din cauza telefonelor. Așa e când ai prieteni mulți, Ioane, spun eu. Eu răgușesc numai dinainte, pe sistem nervos, numai când știu ce mă așteaptă.
Nu, nu reușim, noi nu reușim deloc. Nu reușim, nu? Nu. Noi suntem în formă tot da. Timpul. Da, avem secretar Ioane să răspundă la telefon în locul nostru. Mai avem încă un telefon, așteptăm pe domnul Petre să ne facă legătura, să vedem cine dorește și are plăcerea să ne, să ne salute, că doar nu pune să ne colinde. Alo! Ești cu domnul Dragan. Vorbiți cu domnul Dragan, haideți! Bună seara, bună seara, cu mine vorbiți! Alo! Da, bună seara! Bună seara, domnul Dragan, la mulți ani, multă sănătate, vă dea Dumnezeu tot binele din lume, dumneavoastră, doamna Bert, domnul Vasile, și ce să vă zic, emisiuni cât mai frumoase, multe spectacole și multe, multe, multe sănătate, sănătate, aveți de toate. Dar cu ce n-am avut onoarea? De-a voastră, în special, cu este doamna Peti. Domnul Gigi, știți cine sunt? Nu, nu ne... Se aude întrerupt. Zic, domnul Cicinu, știți cine sunt? De la Romanești? Da. Doamna Turi. Da, domnule. Și stați chiar la șoseaua principală că a trecut un camion acum pe lângă dumneavoastră? Da, sunteți în drum, mergeți, nu știu, se aude întrerupt. Da. Trec da, niște mașini, nu? Da, seama. Da. Vreți să vă spun numărul la mașinile care au trecut pe lângă dumneavoastră? Da, doamna Tori, mulțumim pentru telefon. Să aveți sănătate multă. Vă mulțumesc și toate cele bune. Numai bine, mulțumim, Doamne ajută, la mulți ani. Seară frumoasă, la mulți ani, un an bun să aveți și dumneavoastră. Deci am recunoscut-o și pe doamna Tori. Noroc că m-a întrebat și numai când m-a întrebat de frică și de emoții am ghicit. Deci de frică. E normal, că de-aia e un auz foarte bun, domnul Gigi, al lui Betty. Da. Ia jură-mă să vedem, te aud. Domnul George Cosmin zice, bravo, foarte frumos, vezi, de-aia nu bea eu un vin. Că zice muiera, firea al dracu. Iar avem telefon. Ce să facem? Dacă sună, trebuie haideți să răspundem. Regia, haideți cu telefoanele. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Sunt de Roșia Ziu. Da. Monica. Ai vrea să fac o dedicație pentru mama mea. La mulți ani pentru cei trei copii, care ziua Ion era pe 7, pentru tinerii mei, pentru nepoțelul meu Antonio. Un cântecul nostru care îl doriți. O să cântăm împreună, o să cântăm. Da. Acum o să cântăm împreună. Bine, vă mulțumesc mult. Să aveți sănătate multă, Doamne ajută. La revedere. Ce facem, regia? Aoleu, ce sună telefonul. Cu fete, cu fată, ceva. Nu mai luăm telefon deocamdată. Nu și am ceva cu fete. Așa de fredonat, o să cântăm, o să cântăm. Da, e mult până o provoci. Da. Acum spun prietenilor și vecinilor noștri ce vizitatori am avut aseară la ușă. Deci, dragile spectatori, nu, că nu trebuie să dea chiar tot din casă. Eu mai deranjez, eu îmi cer scuze la vecinii mei că mai merg cu tocurile, mai dau cu aspiratorul. Cu aspiratorul, da, wow, e mult până dragi aud, prieteni, mă refer la doamne, dacă aveți nevoie de curățenie, suma, vorbiți cu mine, o sumă micuță, de la 1000 de euro. Da. Nu mai gata, nu mai rău. Colega mea, Elisabeta Vasile, curat. Puh, cristal se vede. Vă lasă deci fără toate miile de da. Și vă rog frumos să o chemați pe Betty să vă facă curat. Da, mi-e drag. Pe cuvânt de nu mi-e drag. Deci da, îmi place să-mi țin. Mie îmi face curat prin buzunare în fiecare zi, Ioane. Deci ai ceva prin buzunare? Nu. Pac, da, scutură, mi-aruncă pantalonii. Deci dacă vreți să aveți casa boboc, cristal. Da, face și gălăgie, Ioane, face și gălăgie. Aspiratorul bâzie, ea mai cântă în timp ce dă cu aspiratorul. Dai seama ce e acolo, ca în Gara de Nord. Un tren vine, unul pleacă. Vecinii mei s-au învățat cu mine, eu mai încerc spus. Dragi vecini ai lui Betty, da, să mă sunați pe mine. Eu iubesc pe toți și nu se supără pe mine. Nu, dar dacă... Dar du-te și la vecini și fă curat. Deci vecinii au învățat repertoriul. Dacă a greșit un cuvânt la o melodie, ci vecină, vezi că aseară n-ai cântat melodia cum trebuie. Da. Mai chemați-o și pe Betty. Ai, Ioane, că și tu faci la tine acasă. Spune tu că nu faci. El are curtea mai mare decât noi, da? Eu fac, da. Ce normal faci? Că fac. Curat. Da, normal că faci. E normal. Da. Spune-mi, cânti o strofă cu frunză verde lămâiță, mă mai știi, Ioane? Da, frunză verde lămâiță, și ce spusești tu acolo? Ceva spune, cu fetele, nu spune mândrulița mea.
Să meargă muzica, da? Hai regia să muzica urmărim maestre. Încă două melodii. Cine-o mai iubi, Lenuța? Cine-o mai veni la moară? Că mă zor la primăvară, mă-n voi pe arătură, dar inima nu se-ndură. Necurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea. Blestema să fie neamu, ci-s-o cunona cu banu. Blestema să fie neamu, ci-s-o cunona cu banu. Hai cu serba, sus piciorul, hop, ia uzi ea. Șaoleu, ce viață amară, mă-nsurai cu o mărioară. Și umblai prin sara nebun, să nu văd omul pe drum. Mă-n voi pe arătură, dar inima nu se-ndură. Necurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea. Blestema să fie neamu, ci-s-o cunona cu banu. Blestema să fie neamu, ci-s-o cunona cu banu. Afară. Hai mândruț-o până la mine, că am ajuns un dor de tine. Mă-n voi pe arătură, dar inima nu se-ndură. Necurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea. Blestema să fie neamu, ci-s-o cunona cu banu. Blestema să fie neamu, ci-s-o cunona cu banu. Mă-n voi pe arătură, dar inima nu se-ndură. Necurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea. Blestema să fie neamu, ci-s-o cunona cu banu. Blestema să fie neamu, ci-s-o cunona cu banu. De-o viorea, spune-mi, mândrulița mea, fac un târg cu dumneata, să-mi dai mie iegurița. Nu vreau, neică, nu vreau, nu, că o să mă afle să tu, și-mi-e rușine, neicuță, tu ești mare iumicuță. Nu ai teamă, măi mândruță, că nu ești așa micuță. Ba mi-e frică, puiule, că-mi ieși-l dragostile. Foaie verde, foi de cimbru, mândră, nu-i ține cuvântul, de-mi dai mie curița, nu ne-o afla nimenea. Nu mai încerca, neicuță, tu ești mare iumicuță, și dacă o să te sărut, zău, mă tem că nu te uit. Nu ai teamă, măi mândruță, că nu ești așa micuță. Ba mi-e frică, puiule, că-mi ieși-l dragostile. Pe potecuță, să vedem cum o să fie. Poate am să te cer mărie. Ce ne-ai spus, neicuța, așa? Că veneam cu dumneata. Nu mai mi-era nici rușine, că ne vedea atâta lume. Mândruță, am făcut târgul și mi-am ținut și cuvântul. Am văzut, neicuța-l meu, că n-a fost așa de rău. Că de la o sărutare a început dragostea mare. Și la Doamnă o să fie nuntă mare, mai mare.
Zi. Venirea mea. A, suntem în direct. Zi tu, zi mă. Lasă-mă zică Beti. Zi Beti tu. Zi tu Beti. Eu sunt în minoritate, vă dau. A, suntem în direct. Bună seara. Hai mă că suntem în direct, zi tu, Beti. Dragi respectatori, deci până acum s-au luat de mine că am vorbit cel mai mult, acum nu vor să vorbească, eu chiar da, nu înțeleg. Lăsăm pe Beti să zică că este domnul între noi. Tu ai vrut să te bagi repede între noi. Tachinația furisiților 0353568913, vă stă la dispoziție. Și o lăsăm pe Beti să citească de aici dedicațiile. Dedicații celor dragi. Și vrem să dedicăm anticipat unor persoane dragi nouă, domnul primar, pentru Sfântul Ion, domnul Ion Ciocea, primarul de la Bustuchin. Vă salutăm, domnul primar. Îl avem pe domnul Ion Andronescu, primarul de la Dănciulești. Îl pupăm și îl salutăm cu mare drag la mulți ani pentru 2015. Îl avem pe domnul Ion Băluță, primarul de la Logrești. Și continuăm după și acest telefon, frumos. Telefon. Un domn sau o doamnă frumoasă. Care vorbește frumos la telefon. Frumos la telefon. Bravo, Beti. Alo, bună seara. Alo. Sănătate. Bună seara. Română, doamna Elisaveta Vasile. Bună Beti, seara, bună seara. Uite, vezi, zică mai încolo. Domnul Ion. A, sănătate, ne apropiem și noi de Beti. La mulți ani de Sfântul Vasile, familia Vasile. Mulțumim. Și la mulți ani pentru Sfântul Ion, da? Sfântul Ion, mâine. Costel Manola de la Tâncăre, Florești. Da. Vreau și o dedicație. Spuneți. Cu dumneavoastră și cu domnul Ion. Da. Pentru ginele meu Ion. Fratele meu John. Da. Ginele meu Florin. Fetele mele Cristina Mirela. Soție a mea. Cu scrimei. Pentru toată lumea. Pentru toată lumea. A, așa, domnule. Fetele la dializa la Craiova, dializa Târgu Jiu. Pentru toți care a spus dumneavoastră, pentru toți cei dragi. Nicu Pozmac și pentru toți floreșteni. Pentru toți floreștenii, la mulți ani pentru 2015, vă mulțumim frumos pentru telefon, sănătate multă și vă așteptăm să reveniți cu drag de fiecare dată. Unde rămăsești, Beti? La recomir. La rămăsarea recomir. În continuare, tu citești. Tu citește că... Pentru domnul primar Ion Gruescu de la Negomir, la mulți ani pentru mult drag. Sfântul Ion. Pentru domnul Ion Ciobea. Ciobea, primarul de la Mușetești, să ne trăiți, domnule primar, la mulți ani. Pentru domnul Ion Liviu Cotoșman, primarul de la Roșia de Amaravia. Mai încolo, dincolo, granița este al 1. Așa. Da. Urmează domnul doamna Ioana. Și primar Ioana Bușe de la primăria Stoina. O salutăm cu drag. Mai avem pe domnul Ion Bârcă de la Tulburea. Tulburea, Tulburean de-al meu. Vă salutăm, domnule Ion, primar. Știe localitatea, da. Și vă așteptăm să ne invitați pe acolo, pe la noastră, să cântăm. Cu ani în urmă am cântat și acolo. Cu televiziunea, în sat, că fără televiziune nu venim. Așa, mai avem pe domnul primar Ion Gheorgheci, primarul de la Godeanu, acolo ne vedem noi, deci urmăriți televiziunea aici. La Mehedinți. Și emisiunea noastră, vă pupăm și vă urăm toate cele bune la mulți ani pentru Sfântul Ion. Îl avem pe domnul Ion Stoican, primarul de la Izverna, pe care eu știu că îl cunoaștem, că ne-am întâlnit pe la niște evenimente pe acolo. Da, dar știu la mulți ani, domnule primar, să ne trăiți, că ne trebuiți. Așa, și mai avem pe domnul președinte, pe domnul Ion Călinoiu, la mulți ani, domnul președinte, vă salutăm cu mult drag și vă urăm sănătate multă și viață lungă. Să aveți o viață domnul lungă, președinte frumoasă și un an bun. Gorj. Și să fie alături tot timpul. Avem telefon, regia? Ia să vedem cine ne sună. Alo, bună seara! Alo? Alo! Hai, bună seara! Hai! Hai! Bună seara! Bună seara! Aș vrea să fac și niște dedicații pe tine. Așa, și cu cine stăm de vorba? Pentru Florin, pentru părinții mei, pentru surorile mele și pentru... Dar cu cine stăm de vorbă? Ne spuneți cum vă numiți? Cum te... Mădălina. Mădălina, și de unde ne sunați? De la Cotoșoasa. De la Copăcioasa, păi și nu mai fiți așa cu emoții. Haideți, vorbiți mai dezvolt așa, că suntem aici acasă la noi. Așa melodia cu Eugenia Filip. A, ne pare rău, înseamnă că nu ne-ați... Eugenia, ne cânti ceva Eugenia. Deci nu ne-ați urmărit de la început, înseamnă că noi avem un invitat aici, se numește domnul Ion Drăgan. Eugenia Filip, o salutăm pe colegă. Și el ne-a cântat în seara asta, fiind invitatul nostru, nu putem să ne cânte altcineva decât Ion Drăgan. Da? Sunați în altă seară, dar oricum nu cred că avem material cu Eugenia Filip. Nu avem material, că nu a fost la noi la filmări absolut deloc, ne pare rău.
Noi i-am spus Eugenie, ea a zis că o să vină să aducă material. Noi o așteptăm cu mare drag, da? Da, la revedere. La revedere. Toate cele bune, seară frumoasă. De ce nu cântăm? 0353568913. Mulțumim încă o dată caselor de discuri, caselor de producție, GS Music, Ijac Music Production, Big Man General Music și EMI Music Event. Îi salutăm și pe colegul nostru, pe Emil Badea. Da, chiar m-a sunat un prieten, Marius Barcon, de la Craiova, și ne-a spus că Emil Badea a scos un nou album acum și îl are cel mai bine distribuit prin 70 de puncte de vânzare. Da, are o compilație pe care a distribuit-o meargă, foarte bine. Să fie de bun augur, tot, Emil. Album, da. Doamne ajută la toată lumea. Avem pe telefon domnul Petre, ne anunță. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Gigi! Ce bine ce vă auzim! Ce frumoasă, așa vrem să auzim! Sunt Violeta de la Moșete. Da. Vreau să-i transmit la mulți ani lui domnul Ion Drăgan. Să rămână din suflet și la mulți ani și noastră. Pentru părinții mei, Unguru Gheorghe. Da. Fetița mea, Alina Vitejanu cu familia. Viorel Alionescu cu familia. Pentru surioara mea, Georgiana. Pentru cumnatul meu, Ion. Nepoțelul meu, Ion George. Raluca cu Mădălin. Pentru toți cătenii mei de la Moșetești cu numele de Ion și pentru primarul nostru de la Moșetești, Ion Ciobea. Da, îl salutăm și noi. L-am salutat și prin intermediul televiziunii. Și pentru fetița mea, Ana Maria, mică. Să vă trăiască, doamnă, uite, scurs și la obiect. Mulțumim. Foarte frumos ați vorbit, așa, așa vrem, fără emoții, să spuneți acolo tot ce trebuie. Păi eu mai sunt la dumneavoastră. Ei, asta este, așa, mai sunt emoțiile, dar pe parcurs or să treacă. Mulțumim frumos pentru telefon. Cu sănătate și multă sănătate la toți. Asemenea, noi vă mai așteptăm să ne sunați, salutăm Mușeteștiul și colegul nostru Gigi Măleanu este din Mușetești. Salutăm. Dar pe el îl cheamă Grigore, pe soția lui o cheamă Oana, adică Ionela, și o să-i spunem la mulți ani și ei de Sfântul Ion. Mai avem repede, repede încă un telefon, că deja așteaptă frățiorul Ovidiu după... A, l-aștept să vină, să vii, Ovidiule, să mă iei mama. Știți de unde mă lăsați? La mulți ani și domnul Ion Drăgan, din partea noastră, îl așteptăm și pe dumnealui la Rânca. Să vedem dacă mai are loc, doamna Anușa. Da, vin și la Rânca. Vin? Să vedem. Nu are mă priu, da, pentru că e zăpadă. Că e zăpadă, poate mă decolorez și un piculet. Nu știi să schiez și nici cu Sania ce... știu să mă dau, n-ai pentru voie. Că m-am lovit. Nici m-am lovit voie. Cu Sania în prun și știu. Te lovești la coloană și tu ai nu acolo adevărat. Niște probleme. No. Poți să merg cu schiule și cu Sania. De ce te bași tu, Beti? Ce are mă, Beti? Are grijă de noi. Pentru da. Că mie îmi place să vă văd sănătoși. Avem telefon. Suntem sănătoși. Alo, suntem. Bună seara! Bună seara! Să rămână! La mulți ani, domnul Vasile, că a fost anul nou, domnul Ion Drăgan, la mulți ani. Mulțumim, sănătate. Cu cine vorbim? Cu cine vorbim? Cu Mioara Pârvulescu din Vlădulen. O, doamna Mioara, să vă îmbogățiți. Ați câștigat o dedicație. Și o simpatie. Da, că și... Ia spuneți, dedicație. Aș vrea și eu o dedicație pentru... Sufletul meu, pentru soțul meu, copiii mei, vecina mea, Vinulescu, Maria, Uta. Mama lucrează da. Vinulescu. Încânte, domnul Ion Găgan, un cântec așa pe inima mea. Cu mult drag, cu mult drag. Știți că e numai pe inimă cântă. Da, da, da. Și pe suflet. Ioane, te-a făcut să te râzi. Să te râzi sau râzi? Sau pe inimă. Să zâmbești. Așa se, cum ați petrecut, doamna Mioara, de sărbători? Cum ați petrecut? Bine, domnule, bine. Bine, mă bucur, asta vreau să aud, că a fost bine. Să aveți sănătate multă și viață lungă și anul ăsta să vă prindă mai cu bucurii. Bine, că reușim în sfârșit și eu. Când aveți drum la Târgu Jiu, să treceți pe la noi pe aici, pe la Ensat, să ne oricum cunoaștem. Oricum sunteți norocoasă că ne-ați prins la prima nu ediție din 2016. V-am purtat eu noroc, să știți. Eu sunt norocos. Să trec că vin să-mi iau tratamentul, dar nu știu să vă gătesc. La Piața Mică, aici, pe drum de poliția comunitară. Da. Lângă chiar Mici. Chiar vă caut pe 26 atunci când vin. Da. Bine, doamna Mioara. Să aveți sănătate, doamne ajută. Doamne ajută, vă mulțumesc. Să rămână o seară. Numai bine. Bună. Să aveți alături de emisiunea noastră pe Tale de Cântec. Mai luăm, cred că, un telefon, nu știu, 1, 2. Nu știu, zice, mai nu știu, regia, spune... regia. Dacă sună regia. Telefonul, înseamnă că nu s-au culcat. Da? Telespectatorii noștri, nu? Da. Deranjez eu cumva? Nu, nu, Ioane. Deranjez? Da, să nu lași oamenii să doarmă. Ioane, nu mai cânta și mie o doină.
Ia, be, nu, ia cântăm tot. Ceva cu Ioane Ionilică. Știi că va fi pentru cei care poartă numele de Ion. Ioane, Ioane Ionilică, ceva cu cheie. Gândește-te până mai luăm un telefon la o melodie. Alo, bună seara. Bună seara, cu cine vorbim? Cristi Nică, la Ezureni. Da, domnul Cristi, vă salutăm. La mulți ani. Vreau să salut și eu. Să salut și eu un prieten de-a nostru de la satul Nou Iași. Da. Pe domnul Ion Bazavan. Da. La ziua de onomastică în Poimine. La mulți ani pentru Poimine, da. Vă salut să trăiască și cu Coana Leana și care, na, ne va onora cu prezența sau vizita contracurs. Să salut pe domnul Laurențiu, pe domnul Cristi Bazavan, împreună cu toată familia, la mulți ani să trăiască de Sfântul Ion. La mulți ani și din partea noastră. Da, și dacă se poate un cântec cu Ion. Un cântec cu Ion. Ia să vedem ce ne cântă domnul Ion. Da, salut pe domnul Dragan, pe domnul Ion. De la Ion Dragan, un cântec cu Ion. Pe domnul Dragan, Ion, la mulți ani de ziua dumnealui, care a cântat la fiica mea la nuntă. Vezi, Ioane, acum câți ani? Da. Din Iezureni, deci, de lângă vis-a-vis de stația de apă din Iezureni. Eu? Da, dumneavoastră, da. În ce an a fost nunta? Păi în 2006 ani. 2008. Deci acum 6 ani, Ione. Poți să ai memorie, ți-aminte. Era și el mai mic, nu mai țin minte. Era mai mic atunci. Era și mai mic, da. N-avea tâmple cărunte, acum și le-a vopsit. Da. Mulțumim frumos pentru telefon. Să aveți sănătate multă, numai bine. Să trăiți, domnul Ion, și vă să-i pe la Iezurent, la mine, pe aici, la Ilona, pe la magazin. Cu mult drag, o să vin. Venim la botezuri, dacă ne chemăți la botezuri. Și doamna Betty. Da, vă pupăm și vă mulțumim. Numai bine. Cred că dintre toți trei eu ajung. Noi nu avem șofer, ne pare rău, dar venim și da, promis, Betty, că așa carnetul. Da, înaintea ta, că tu ai făcut școala. Când am terminat școala. Bun, să trăiți o seară bună. Sănătate. Doamne ajută, sănătate din suflet. Suntem cam gălăgioși, dar... Suntem voioși, da, adică cu nu distracție, cred, că, cred că vă bine dispunem, nu vă facem acolo viața în fața televizorului. Ia, ce să-și tu, Betty, să cânti tu ea. Da, am zis ia, zi Ioane, tu. Să cânti ceva cu Ioane Ionilică. Eu ceva, am o doină așa, aveai chiar... Aveai o doină, măcar o strofă, nu mai s-aud eu ceva, Ioane... Ioane, Ionilică, așa, dar n-am zis Ioane, măi, că cum trece lumea la muncă și tu stai cu mândra în lungă. Asta, fă o strofă pentru toți Ioane. Ia să vedem. Demonstrați, Ioane, nu citi versurile de la mine din caiet, da? Da, nu citesc, stai să-mi aduc aminte cum începe viața linia melodică. Viața ne-a demonstrat că avem pentru ce să zâmbim de fiecare dată. Așa da. Spune acolo pe Facebook. Așa da, așa este, mulțumim mult de tot. Ia, hai unde să mergem? Hai, Ioane, nu știu cu Sania, dar te rog. Să nu știu că nu mai ți-aduce aminte. Mi-a aduc aminte, Liria Melodică, te-am spus că am o problemă. Cu... Până atunci facem așa. Ioane, câți bani ai avut, pe la crâșme ai băut. În cărciun cu mândrele ți s-au dus paralele. Banii-ți fac viața frumoasă, vrei, Ioane, să-ți o trăiești, dar nu vezi cum trece timpul și ca mâine îmbătrânești. Nu-i adevărat, nu sunt bătrân. Banii-ți fac viața frumoasă, vrei, Ioane, să-ți o trăiești, dar nu vezi cum trece timpul și ca mâine întinerești. Și ca mâine te vopsești, știi? Nu. Asta a fost o melodie din repertoriul meu pentru Ion. Acum, niciodată nu o să mă vedeți vopsit în cap, găsiți. Telefon, regia? Ultimul telefon, gata, ca și să mai vorbim și noi. Da, îmi aduc aminte, hai. Haideți să vedem cine este acolo pe fir. Alo, bună seara. Să trăiți, domnul Gigi Gori de la Pocuia, reanjat. La mulți ani. Vreau să salut și pe doamna Betty, pe domnul Ion Dragan, care este ziua lui pe mâine. Sănătate, mulțumesc din suflet. Și vreau să îi dedic și o dedicație lui fratele meu cel mare de la Târgu Jiu, Ion. Să vă trăiască. Sănătate și ne întrim la Revelion. Da? Da, ne bucurăm, Doamne ajută, să ne Pocruia. Petrecem acolo. Acum a scris Pocruia, da. Gata, ne vedem la Revelion, dacă așa zice dumneavoastră. Mulțumim și pentru telefon. De această cale reamintesc colegilor și prietenilor noștri că până mâine la ora 14 maxim se mai pot înscrie. Mă caut aici la televiziune, la Insat, la Piața Mică. Și pot achita acolo suma care trebuie, pentru că fără asta nu se poate.
Da, totul se face din timp. Ca să iasă lucrurile bune, avem invitați din Mangalia, Constanța, Balș, Slatina, Pitești, Târgoviște, București, Craiova, Turnu Severin, Suceava. Deci numai ce mi-amintesc eu acum câteva. Și invitați din Roma, din Italia. Și din... vom avea și câțiva italieni, ca să vezi, mă, Ioane. Da? Da. Și eu le cânt, da. Vin da. Italienii, și da. Și le cânt, Ioane, Ioane, Ionilică. Da, da, nu. Hai, Ioane, zi melodia, că nu te las să pleci până nu cânti ceva. Au, Ioane, melodie din repertoriu. Că acum hai. Caut bani pe aici, pe la Veti și cred că... Ia uite, vezi că are bani, știam că are bani pe aici. Nu am bani, nu am. Hai. Da, n-auzi tu, Ioane, murică, cum trece lumea la muncă și tu stai cu mândra în luncă. Cu puiul fript în basma, măi. Cu puiul fript în basma și tu stai cu mândra ta. Și tu stai cu mândra ta, Ioane, Ioane, Ioronilie. Dar n-arust, Ioane, muică, cum strigă mândra pe luncă, cum strigă mândra pe luncă. Cum strigă Ion pe luncă, pe mândruța ca să ajungă și soțucă. Mă, așa e melodia sau voi ați improvizat acum? Nu, m-a ajutat Elisabeta. Eu am improvizat da? Ca să-i cânte mândri, știi? Pentru că aveam versurile la mine și... Da, le văzui. Siguranță le văzui. Da, le văzui, le văzui. Ne salută și doamna Lori Marcoci și domnul Nicu de la Bălești. Ah, da, da, care da, au un gard frumos acolo la Bălești. Am început anul cu stângul, nu am reușit să intru în direct și să-i zic și eu la mulți ani lui Ion Drăgan. Lăsați că i-am zis. Lasă că vecine, da. Am spus noi și au spus toți prietenii, vecinii mei. Toți băleștenii lui au ce spus înseamnă la mulți să aveți prieteni. Melodiile sunt pregătite. Ce zice prietenul ăsta? Gata, s-a nu, făcut de râs. Înainte să cânti eu, a crezut că nu o să cânti Doină, prietenul, și uite că ai cântat. Acum așa. Acum el tastează, el tastează de la Topoloveni să ne răspundă. Dacă o fi crezut că tu ai plecat și nu mai ești aici. Da, da. Dar pot să-i zic, Ovidiu, Ovidiu, mă vede la televizor? Fratele? Da. Cred că e jos, te așteaptă, Ioane. Să vii să mă iei. Ai televizorul în mașină? Nu, dar am la Bălești, la familia Vladulescu, sună, salut. Sună acum Costică. Familia Vladulescu, a ajuns muică ăsta, Ovidiule, că te așteaptă. Da, să vină să mă ia, gata. Că nu mi-e frig deloc. Mai avem telefon, mai avem numai ceva de gata vorbit. Gata cu telefonul, mai mergem și acasă. Ioane, că... un gând bun telespectatorilor noștri. Eu vă doresc să aveți sănătate multă și vă mulțumesc din suflet că m-ați suportat, să vă dea Dumnezeu tot binele din lume, să aveți mult noroc, un munte de sănătate și o căruță de bani, să vă înțelegeți și să lăsați ura și să vă iubiți între dumneavoastră. Fără iubire nu se poate. Fără iubire. Și să zâmbim, dragi prieteni. Dacă zâmbim, ne mai trece așa ușor o vie. Tot timpul să râdem, indiferent ce supărare avem. Știu că lumea vorbește pe la spate, nu mă mai interesează. Să nu vă intereseze nici să pe dumneavoastră. Să vorbească în față, că e mai bine. Da, da, da. Spune omului în față. Că dacă îi spui... Dacă vorbește pe la spate, înseamnă că ești cu cel puțin un pas înaintea lor, Ioane. Da? Da. Păi altfel da. Și ei sunt în spatele tău. De-aia te vorbesc de la spatele tău. Dar spatele. În primul rând dumneavoastră... Concluzia. Da. Televiziunii în sat le doresc să aibă viață lungă, emisiuni frumoase, să le dea Dumnezeu multă sănătate și mult noroc. Și vouă, vă mulțumesc din suflet. Dragi spectatori, ne bucurăm că ne-am întâlnit sănătoși la prima ediție pe tale de cântec aici la Ensat din 2015, așa că până mâine seară, cu dacă speranța v-am deranjat, să spuneți pe placul dumneavoastră, Elisabeta Vasile și Gigi Vasile, vă spun la revedere! Lăsa-n roade iubit, alău umări e rum, că din asta am trăit, alău umări e rum. Mândrele mi-or sta în minte și mi-or sta de-acum înainte. Mândrele mi-or sta în minte și mi-or sta de-acum înainte. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor.
cine în viață n-a iubit, alău umărie tu, cum naiba de-o fi trăit, alău umărie tu, că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate, că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate, de mândruțe tinerele, popale are nei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. De mândruțe tinerele, popale are nei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. De-ar fi să mor într-o noapte, alău umărie cu, să vină mândrele toate, alău umărie cu, câte una să mă plângă, că le-am iubit să-mi ajungă, câte una să mă plângă, cât le-am iubit să-mi ajungă, după ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău, după ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău. Crezut nici când s-ajung, mândră, dragă, din iubire să plâng. Mândră, mândră, nu mai am lacrimi să curgă. Mândră, dragă, la tine s-ajungă. Vis de fericire, cum te-ai spulberat, măi, am iubit pe cine nu a meritat. Vis de fericire, cum te-ai spulberat, măi, am iubit pe cine nu a meritat, măi, am iubit, măi, lume, mândru puișor, și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor. Am iubit, măi, lume, mândru puișor, și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor. Plânge-n vârf de deal izvorul, mândră, dragă, cum îți duce dorul. Mândră, mândră, plânge fagul cel umbros. Mândră, dragă, frunza-i pică jos, cu foșnetul ei parcă-n șoptește. Fericit e omul care nu iubește, cu foșnetul ei parcă șoptește. Fericit e omul care nu iubește. Să fii blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Să fii blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Mândră, mândră, mi-ar bit părul la tâmple. Mândră, dragă, de necar mândră, mândră, merg pe drum tot negăjit. Mândră, dragă, ce mult te-am iubit. Mă-ntreabă pământul de ce plâng într-una, mai sunt multe fete, nu e numai una. Mă-ntreabă pământul de
sunt multe fete, nu e numai una. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc.